Good evening, ladies and gentlemen, bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la cea de-a patra ediție de Next Fighters. Are you ready? În această seară avem pentru voi două echipe, echipa albastră condusă de Samira și echipa roșie de către Maria Hângu, într-un duel care se va termina prin abandon sau, nu știu, poate knockout. Ladies and gentlemen, Next Fighter este oferit de platforma de criptomonedă Barracuda. Are you ready? Introducing first, către colțul albastru. El vine din Iași, liber profesionist, 18 ani, 1,78 m. Aplauze pentru Răzvan Buxă! Pe Răzvan Buxă l-am văzut în platoul emisiunii Fight Club, pentru că l-am avut invitat la Face-Off-ul de care v-ați bucurat live pe canalul de TikTok, respectiv pe YouTube. Chiar astăzi a fost atașată emisiunea de către colegii noștri de la montaj. O puteți găsi în josul paginii când aveți vreme să o și urmăriți, dragii noștri. Și am vorbit puțin câteva momente cu el. Ne-a spus că a lucrat ca bucătar pentru o perioadă de timp în Germania, a revenit în România și s-a decis să participe în Next Fighter. De mult visa acest lucru. Poate că fizicul respectiv, modul în care el se prezintă, puțin poate un introvertit, nu ar dovedi acest lucru. Însă Răzvan intră prompt și cu planuri, iată, mărețe de viitor în domeniul sportiv. Noi dorim succes! Alright, ladies and gentlemen, și acum să-l chemăm pe adversarul său către colțul roșu. Vine din Giurgiu, constructor, 20 de ani, 1,70 m. Aplauze pentru Nichi Nesloveanu! Nesloveanu are 1,75 m, 22 de ani, este constructor, exact cum ați văzut în clipul de prezentare. Un meci foarte greu pentru Buxă, cred. Da, e un pic o diferență, dar va avea un meci destul de greu Buxă, dar cum a zis, este pregătit și are, el chiar speră că va avea o șansă în momentul de față. L-am văzut pe Nichi la antrenament, a ajuns vreo săptămână la mine la sală, nu a putut să se antreneze și nu a avut timp din cauza că a muncit foarte mult cu firma de construcție, au venit și sărbătorile pascale și a ajuns foarte rar. Se mișcă destul de bine și este foarte puternic și foarte bătăios. Acum să vedem în cușcă cum se va mișca cu Buxă. Da, oricum va fi un meci interesant, va fi destul de greu pentru Buxă, dar hai să vedem. Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare, arbitru de ring, arbitru de cușcă, Yamato Zaharia. Hai, la mijloc. Vreau o luptă corectă, nu vă băgați degetele în ochi, nu vă dați în spatele capului, bateți palma, succes în colțurile voastre. A și început meciul, iată, dintre Yamato, Răzvan Buxă și Nichi Nesloveanu. Dă start în prime runde, haideți să vedem cu ce se va întâmpla. A început prima repriză. Oh, un low kick destul de bun. Pare să fi făcut ceva striking Buxă. Oh. Și foarte agresiv. Foarte agresiv Buxă, a încercat un frontal atât Buxă cât și Nichi. Low kick administrat, a conectat cu doi puni și acel picior ratat. S-a ferit bine Nichi în momentul în care a intenționat Răzvan să-i dea... Acolo trebuia să insiste puțin Nichi după ce l-a prins. Aici să vedem la sol care este mai puternic. Însă și care știu să că... Își va spune, uite că nu este așa. Este în control lateral, să vedem dacă poate să mențină poziția. Să vedem ce va putea face de acolo și cum va putea ieși. Asta depinde de doar acolo de el, pentru că e posibil ca în această rundă să obosească Răzvan, chiar dacă vrea să termine. L-a întors, a ieșit.
foarte bună mișcarea lui Nicky când a încercat Răzvan să urce în mount. L-a răsturnat și l-a întors efectiv pe Bucșă. Diferența de bine, e diferență de kilograme și de forță, este clar 10 că... kilograme, clar. Dar oricum acum... este de apreciat Răzvan faptul că l-a dus jos, l-a dus la sol. Da, și o luptă destul de strânsă. Exact, și stă la bătaie, foarte bătăios, nu dă înapoi, are chiar inițiativă, o ține centru cuștii. Rețin bine, Ionuț, în cadrul emisiunii Răzvan a zis că a avut antrenor, că a făcut câteva antrenamente. S-a antrenat cu câteva luni înainte pentru că el s-a înscris pentru Next Fighter 2 sau ceva de genul ăsta și tot s-a antrenat. Am impresia că Răzvan a spus că a venit singur aici. Wow, l-a prins cu acea lovitură de croșeu. Cred că lupta s-a încheiat. Deci, dacă vă uităm pe reloare... Căuta, își căuta aer un pic și... Nu am fost foarte atent, dar colegii noștri o să ne ajute la reloare, da. Nicky se uita în stânga și în dreapta spre colț. Era deja panicat. Exact, exact. Și în momentul ăla a dat o lovitură... Păi nu, scoate proteza. Și dă-te în colț, respiră. Trebuie să vedem reloarea, oricum o să vezi că Nicky se uita la către colțul lui când a venit spre el și a dat cea norocoasă, așa, ultima lovitură. Dar oare a fost lovitură în barbă, Sebi, ai urmărit asta? Nu, dar e clar că a fost în față. După cum văd, a fost undeva în... All right, câștigător, prințul Knockout! Colțul roșu, Nicky Nesloveanu! Bună seara, Lavinia, bună seara tuturor celor care sunt alături de noi, dar bună seara vă zic și vouă, celor care ne urmăriți de acasă. Într-adevăr, mă aflu în cușcă cu primul câștigător din această seară, mai exact Nicky Nesloveanu, și aș vrea să vă rog încă un rând de aplauze pentru Nicky. Haideți, haideți toți! Așa, acesta este spiritul RXF de care vrem să ne bucurăm. Nicky, a fost un meci pe cinste. Cum te simți acum în poziția de câștigător al unui meci din Real Extreme Fighters? Bună seara! În primul rând sunt fericit că am câștigat și în al doilea am obosit, deoarece am început antrenamentele destul de târziu și nu mai am condiție fizică, dar tot a fost bine. Cum ți s-a părut adversarul tău? Tu ai avut și vreo 10 kilograme, dacă știu eu bine, peste el. Cu toate astea, ți-a făcut față destul de bine, nu? Cum ți s-a părut? Da, da, da. A făcut față la ceva pumni. Nu mă așteptam. Și îi urez mult succes în continuare. A fost destul de curajos, că a avut curaj să intre cu un adversar mai greu, mai puternic. Eu sunt curioasă dacă el ar vrea o revanșă de la tine, dacă tu i-ai accepta-o. Cu siguranță. Care a fost cel mai prețios sfat pe care tu simți că l-ai primit de la antrenorul tău pentru această luptă? Să fiu calm și atent și relaxat. Atât. Îți mulțumesc foarte mult și felicitări pentru faptul că ai făcut un meci atât de frumos. Lavinia, eu mă întorc acum la tine și la invitatul tău și la colegul tău. RXF Live. Urmărește live calele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF.